Centrare a lui Cernat, per prima para gol! Scrie Dac, il minuto il 26. După totuși cele mai bune momente pe care le-au avut Pandurii, nu au fost neapărat ocazii la poarta lui Balauru, dar a fost primul moment în care echipa lui Flaviu Stoican a încercat și ceva mai mult decât să se apere. Este primul gol marcat de Deac în această ediție de campionat. Centrare frumoasă aici și Ene sare pe sub minge totuși acolo. O poziționare puțin defectuoasă, Deac stă bine pe poziționare. Am văzut ceva mai devreme și la o pasă primită pe poziție viitoare de la Novak.